și-au pornit din paradis. Din Geneza, începutul până în Apocalipsă. Două drumuri reale, unui bun și altui rău. Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Pe aceste două drumuri s-au încolonat oștiri. Terra întreagă e în alertă, forța întregii omeniri. Zi de zi e confruntare între cei încolonați. Că sămânța cea dușmană e aruncată între frații. Ce s-a conceput odată în Geneza începutul, în curând Apocalipsul va pecetui sfârșitul. Totul a început cu Alfa, liniștii care în Omega. Dar sfârșește ca taibunul că se apropie Omega. E un plan, o strategie hotărâtă de cel sfânt și se va desfășura în orice și pe pământ. Deocamdată-i pregătire, dar puțin se pregătesc. Doar străjerii de pe ziduri cu dușmanii se ciocnesc. Cei mai mulți sunt ațipire, nu pun nicio rezistență. Sunt anemici, sunt cu febră, zac pe patul la urgență. Toți vitejii celui veșnic, zi de zi se tot sfințesc. Căci vitejii sunt aceștia ce de prihănire cresc. Arma cea mai de valoare e să fii neprihănit. Căci Iisus cu această armă pe Satan l-a biruit. Armă marilor ființe ce aparțin lui Dumnezeu. Nu-i racheta, nu-i atomul, e cuvântul, dragul meu. Dumnezeu va dă poruncă și furtuna se pornește. Uraganul ia ființă, iar vulcanul izbucnește. Pot porni urgii cumplite că și le-a poruncit cuvântul. Și deodată vezi un haos că se clatină pământul. Tot la fel, cuvântul veșnic poate duce și salvare. Poate duce omenirii multă binecuvântare. Poate porunci la roame într-o clipă să dispară. Și deodată vezi bolnavul că e vesel și se scoală. Fuge duhul neputinței. Fug durerile cumplite. Căci aceasta e puterea Mărelui nostru Părinte. Ăsta este Dumnezeu. Și la El am fost chemați. Însă, mi se cer un lucru. Noi să ne avem ca frați. Voi să ne iubiți în Domnul. Noi să vă iubim pe voi. Căci așa ne-a iubit Domnul și a dat viața pentru noi. Și împletind iubirea sfântă și frăția pe pământ, doar atunci vom fi poporul dirijat de Duhul Sfânt. Căci pe plaiul celui veșnic, unde e dumnezeirea, acolo e armonie, acolo e neprihănirea, acolo nu poți ajunge dacă nu ești pregătit, dacă nu trăiești sfințirea, dacă nu ești pocăit, până nu-i achip în tine nașterea de Dumnezeu, până atunci tu nu ești frate, ești tu pe fariseu. Mergi și tu pe două drumuri, lăsând tot în voia sorții. Și deodată te trezești că ai ajuns în fața morții. Azi cuvântul celui veșnic ne vorbește tuturor. Frați creștini, primiți mesajul Marelui Mântuitor. Hotărâți-vă acum cui voi vreți ca să slujiți. Că-ți mergând pe două drumuri nu o să ajungem mântuiți. Ori cu vii, ori cu morții. Până când tot păcătos. Când avem o mare șansă să ne întoarcem la Hristos. Până când striviți de boale. Până când vă subnutriți. Când avem un mare tată și putem fi ocrotiți. Lăsă falsul care o viață te-a trăit înspre păcat. Pocăința nu e o joacă. Fii creștin cu adevărat.
deschis. Ori cu Lucifer în ghienă, ori cu Domnul în paradis. Și de l-ai ales pe Domnul să-L slujești, cum ți s-a spus. Lasă-te din clipa asta numai în brațul lui Iisus. Deci în brațul lui nu-i boală, nu-i durere, nu-i suspin. Eu de plină siguranță și un cer de pace plin. Lasă-te de concurența în care ți-ai luat avânt. Căci viața e trecătoare, totu-i goană după mine. Vino la Iisus cu totul, intră în cercul mântuirii și ai să capezi bucurie și izvorul fericirii. Astăzi, bolile în trupa din cote alarmante, tocmai pentru că păcatul a pătruns adânc în toate. Infectația află trupul, sufletul și caracterul. Dar soluția există. Și acum, iată și misterul. Ieși din cloaca de infecții. Lasă traiul păcătos. Fii un sfânt. Și vei vedea că devii om sănătos. Două drumuri sunt pe lume. Însă numai unul e bun. Ăsta e drumul mântuirii. Și pe el